Uite că pe noi nu ne-a împiedicat vremea să te lansăm, așa cum am promis, la fix vineri de la ora 13, mă rog, și câteva minute, dar asta nu mai contează în valoarea timpului universală, ca să zic așa. Suntem în spațiul online pe pagina de Facebook a Școlii Informale de IT și nu numai în acest moment, o nouă vineri, o nouă ediție Digital Job Power by Școala Informală de IT, emisiune auzită, văzută și realizată în linii de cod, care, chiar dacă nu se văd fără ele, nu am fi putut acum să aducem toată țara în fața ochilor voștri. Și nu greșesc prea mult când spun toată țara, pentru că astăzi invitații noștri sunt din Iași, Cluj, Brașov și Sibiu și sunt convinși că voi, cei care priviți acum live pe pagina de Facebook emisiunea, sunteți din mai multe locuri, fie din țară, fie din afara ei. Nu mai există, iată, distanțe și asta este posibil datorită unor omuleți care au avut niște idei sclipitoare, care apoi au scris niște programe, care le-au testat înainte de a ieși pe piață, care au urmat, mă rog, un întreg drum de la concepere până la naștere, ca să zic așa. Calea pare stufoasă și grea, dar, cum spunea un președinte american la vremea lui, cam pe vremea când se lansa primul echipaj pe lună, noi nu facem lucrurile pentru că sunt ușoare, ci pentru că sunt grele. Calea spre desăvârșire e lungă și nu prea. De unde să o apuci, cum să începi, ce să înveți, cum să înveți, cum să te prezinți la întâlnirea cu angajatorul, ce ar fi mai bine să faci pentru tine și până la urmă pentru tine, pentru familia ta. Unul din doi români este sigur că își va schimba locul de muncă în următoarele 12 luni, fie pentru că va rămâne fără job, fie pentru că actualul angajator nu-i va mai putea îndeplini așteptările, arată cel mai recent studiu Jobs Romania. Domeniile a căror revenire au cea mai mare încredere românii sunt, în primul rând, IT-ul, apoi banking-ul, retail-ul și pharma. Toată lumea știe, iată, IT-ul este viitorul, viitorul însă este azi. Pe lângă invitații de astăzi, o să faceți cunoștință și cu câteva povești de succes desfășurate la Școala Informală de IT, povești care au fost scrise chiar aici, chiar în locul virtual, pentru că acum totul se desfășoară virtual, dar există și săli de curs, o să vorbim despre tot la vremea respectivă. Oameni care au venit din marketing, din vânzări, de pe base de croazieră, de pe platforme petroliere, au hotărât să urmeze cursurile Școlii Informale de IT și finalul a fost cu zâmbet. Lăsați-mă să vă dau un prim exemplu de poveste de succes. Am absolvit cursul de intro ca și prim curs și ulterior de QA. Cum am ajuns la ele? Păi după 10 ani de experiență în marketing și vânzări, am zis că vreau o schimbare și nu știam cum să o fac și în ce direcție să mă duc, așa că am zis că încerc aceste cursuri, mai ales cursul de intro. Și ca atare am făcut primul curs de intro, în urma căruia am hotărât dacă merg înspre dezvoltare sau testare. Și am ales testarea. Am terminat cursul, m-am aplicat să mă angajez și m-am angajat la BRD și lucrez acolo de peste un an și câteva luni. Eu, ca de obicei, vorbesc prea mult și oamenii mă așteaptă dincolo de Zoom, ca să zic așa. Invitații de astăzi, Adina Pițul, mentor intro și software testing la Școala Informală de IT din Iași. Bună, Adina! Bună! Mulțumesc de invitație! Mai cu vână, așa să te auzim! Alina Pop, al doilea invitat al nostru, HR și trainer Soft Skills and Interview Preparation la Școala Informală de IT din Cluj. Bună, Alina! Salut tuturor! Bine v-am găsit! Adina și Alina, iată! Și Adrian Moldovan, mentor intro și IT for Teens la Școala Informală de IT din Brașov. Salut Brașovul, salut Adrian! Hei, și eu vă salut și Brașovul vă salută! Și Cătălin Mihacea, site manager și mentor intro în software testing la Școala Informală de IT, Sibiu. Salut, Sibiu! Salut, Cătălin!
Salut, salut și bine te-am regăsit! Vă mulțumesc frumos pentru că ați dat curs invitației de astăzi, oră în care vreau să lămurim cât de cât pentru un om cu mintea în cap, care se gândește corect, așa, că e timpul pentru o reconversie profesională. Gen, uite, m-am gândit că domeniul IT e un domeniu bun, din ce în ce mai bun, ca dovadă, iată, ultimele luni, și nu știu cum să o apuc. Vreau să mă înscriu la școala informală de IT, că am auzit doar lucruri bune, dar nu știu cum să încep. Cum să o apuc? Alina, tu ești oarecum în prima linie, ca să zic așa. Spune-mi puțin despre procesul de recrutare la școala informală de IT. Cum se întâmplă lucrurile? Da, se întâmplă că se miră oamenii foarte tare de faptul că avem proces de selecție. Cum adică? Mă înscriu la școală și vreți să mă și intervievați? E bine, da, pentru că e IT-ul pentru toată lumea, dar nu chiar pentru toată lumea, și atunci, ca să ne asigurăm că nu facem rău nimănui, nici cursanților noștri, nici firmelor angajatoare, avem acest proces. Practic, că tot spuneai de cum încep, scuze-mă, Alina, că te întrerup. Adică dau și bani și mă și testați pe bune? Exact, reacția asta am avut-o în câteva dăți pe banii mei, adică pe banii mei voi îmi trimiteți test, da. Vă explic și de ce, și de obicei stăm cu foarte mare atenție să le explicăm tuturor celor care sunt cumva surprinși de modalitatea noastră de a face lucrurile. Deși toate aceste informații sunt clar expuse pe site-ul nostru, dar cred că o discuție întotdeauna ajută mult mai mult pentru lămurire. Avem niște criterii cumva minime de selecție, în sensul în care știe toată lumea, de exemplu, că limba IT-ului e engleza. Ori dacă nu ai un nivel măcar un minim B2 de engleză, nu prea o să faci față cursurilor. Și atunci are sens să-ți dau voie să vii la curs, îți iau banii și o să pleci de acolo nemulțumit, pentru că materialele, majoritatea lor, sunt în limba engleză, chiar dacă predarea se face în limba română, plus orice informație pe care vrei să o accesezi ulterior, cam în limba engleză se desfășoară. Bun, revenind la procesul nostru de selecție, avem diferențiat acest proces pentru intro, respectiv pentru cursurile de pregătire. La intro, de fapt, la ambele se desfășoară prima etapă online, că dacă tot suntem școală informală și dacă tot vroia COVID-ul să ne prindă așa pe nepregătite, ei bine, ne-am pregătit noi dinainte. Oamenii sunt invitați pe platforma noastră să dea un test, care e un fel de, hai să spunem, un mini-interviu de cunoaștere, cu un pic de parte de logică și cu un pic de verificăm engleza. Cursurile de pregătire beneficiază și de partea a doua a procesului de selecție, respectiv partea de interviu, sau mai degrabă, noi o numim interviu pentru că venim cumva din domeniu și e vocabularul format de așa natură, dar e mai degrabă o discuție despre dorința lor de a accede la genul acesta de cursuri și să ne asigurăm că într-adevăr li se potrivește treaba asta. Am avut situații în care oamenii cumva vrăjiți de mirajul IT-ului și de mulți prieteni care lucrează în domeniu, zis hai du-te și tu și fă un curs, veneau la cursuri, dar undeva mai în spate nu era neapărat ideea lor, nu era neapărat ceea ce își doreau ei. Și atunci cumva discuțiile astea ajută să ajungem acolo la, hai să nu-i zic adevărul, dar cumva la dorința cea mai ascunsă. Ok, chiar vreau să fac chestia asta, îmi doresc, sunt dispus să îmi asum cât am de învățat, cât timp am de investit, câte resurse de toate felurile trebuie să pun în demersul ăsta, sau de fapt eu vreau să fac altceva, dar n-am dus de gura lumii, am venit în direcția asta. Cam asta. Hai să te ajut un pic să o luăm așa. Bun, oamenii se interesează, vin la voi, dau banii înainte și după aia dau testul înainte și după aia dau banii, sau cum se întâmplă? Da, foarte bună întrebare și mulțumesc pentru clarificare. În niciun caz nu dau banii înainte. Procesul acesta de selecție este absolut gratuit pentru ei și de multe ori ajung să ne mulțumească, chiar dacă îi respingem, pentru că avem și situații în care trebuie să îi refuzăm.
pentru că își dau seama în discuție că într-adevăr nu era pentru ei treaba asta sau își dau seama că mai au nevoie să învețe anumite treburi. Plata se întâmplă abia după ce omul a fost admis la curs, abia în momentul în care noi pregătim deschiderea grupei, doar atunci se încep demersurile astea financiare. Deci în niciun caz nu luăm bani. Haideți la noi, dați-ne bani, să vă spunem că nu-i pentru voi IT-ul, dar noi ne putem. Avans, că așa se folosește, 30% avans trebuie neapărat dat. Nici măcar 30% avans nu dă omul? Nici măcar. Singura investiție pe care o face e strict investiția de timp. Să completeze testul, respectiv să vină la o discuție cu noi dacă ajunge în această etapă. Sunt mulți oameni care vin la începutul unui curs să dea testul și din cei plecat am 9 din Vaslui, câți rămân după test așa, în procente, că tu știi cel mai bine? Da, aproximativ. Procentual, chiar mă uitam acum de dimineață peste niște statistici, că aveam așa un feeling că o să mă întreb despre asta. Cumva, cam 55% din cei care aplică sunt admiși la curs. Din ceilalți 45%, să nu vă imaginați că neapărat îi respingem noi pe toți, că nu suntem chiar așa de căpcăuni. Dar sunt din ei care nu înțeleg. Fie că sunt teste și, exact cum spuneam mai devreme, de ce trebuie să dau eu teste pe banii mei, și atunci renunță. Sau își dau seama că nu neapărat vroiau asta sau vari motive. Dar, în principiu, cam un pic mai mult de jumate din cei care se înscriu și ajung să fie cursanți. Tu ești specializată, văd, interview preparation, ai vrut să te faci doctor, am aflat, pentru că știm tot din surse proprii, ca să zic așa. Operai păpușile cu pixul. Mă rog, trecem peste aceste aspecte. Acum operezi pe oameni. Ce trebuie, cum trebuie să ne pregătim pentru interviul ăsta? Să venim în sacouri, să venim în costume, să venim cu ce avem mai bun, putem să venim în training sau nu contează cum ne împățișăm la școala informală de IT? Pentru că de ce te întreb? Știu că după aia, la interviul acela greu de angajare, trebuie să ne pregătim într-un anumit fel. Acum, și pentru interviul de la școală, și pentru interviul de la companii, când mergem să ne căutăm un job, sfatul meu este ca și la cei cu dietele. Moderația este cheia. Adică nici nu vii în training și în șlapi, că e așa un pic de lipsă de respect, aș zice eu, chiar și față de tine, să te prezinți așa. Și nici nu vii în sacou și în costum, decât dacă tocmai lucrezi în bancă și ai fugit repede de la job și na, asta este, nu puteai să îți schimbi ținuta. Norocul meu că nu sunt acum la interviu, eu sunt jumătate, în partea de sus sacou, în partea de jos șlap. Nu te deranjează, sper, în momentul ăsta. Norocul tău că îți văd doar partea de sus pentru interviu, în acest moment ești exact ce trebuie. Perfect. Cu această ocazie în care Moraru Andrei spune pe Facebook, într-un comentariu pe Școala Informală de IT, pe pagina de Facebook, toți sunteți râgâiți, da, toți suntem aleși râgâiți la emisiunea de astăzi, dar nu numai toți, doar începutul, cei care încep, urmează cei care nu sunt râgâiți. Cu această ocazie vreau să vă spun, dacă aveți întrebări pentru invitații de astăzi de la Digital Job, feel free să le puneți într-un comentariu la transmisia live și le voi posta în timp real. Bun, soft skills. Ce înseamnă soft skills? Te văd mentor. Soft skills, ok, sunt omul. La ce se referă? Asta e întrebarea cu care încep eu trainingul. Deci cred că ai putea să te pricepi acolo. Îi întreb în general pe oameni ce înțeleg ei prin soft skills, tocmai ca să văd de unde încep discuția. Pe ce punem noi accentul mult, că acum soft skills e o arie destul de lărguță de concepte și noțiuni, pe ce punem noi foarte mult accentul este pe partea asta de comunicare, faptul că trebuie să vorbim în permanență, nu doar la interviu, cât mai ales după ce ne angajăm, pe partea de feedback și pe partea de un pic de time management, prioritizare, cum ne organizăm, de la cum ne organizăm learning-ul, cât suntem în timpul cursului, la cum ne organizăm căutarea de job după ce terminăm cursul și la cum ne organizăm viața și munca după ce ne angajăm.
Cam astea sunt arile mari pe care mergem noi în trainingurile noastre la școală. Mai am o singură întrebare pentru tine, pentru că îi simt pe ceilalți invitați nerăbdători și o lipsă de politețe din partea mea să nu le ofer cuvântul. Câți absolvenți are școala până în acest moment? Sunt un pic mai mult de 5.000. Nu știu să... 5.000. M-ați auzit? Da. Nu, încercam să... Mi se învârteau rotițele, să-mi dau seama de suma asta. Deci, ce se întâmplă cu absolvenții după ce termină 5.000 de oameni? Marea lor majoritate se angajează. O parte din ei deja erau angajați în companii relativ apropiate ca domeniu și vreau doar un pic de parte de specializare. 5.000 nu anul ăsta, adică să ne înțelegem. De când suntem noi. Sunt absorbiți de piață relativ ușor pentru că nevoia pe piață este în continuare mare și ce reușesc facultățile să scoată în fiecare an pe piață nu acoperă neapărat această nevoie și atunci aici cumva intervine rolul nostru și locul nostru, ca să spun așa. Mă rog, să le facem lor loc. Am înțeles. Mai am o poveste de succes după care o rog pe Adina să se pregătească sufletește pentru că am câteva întrebări pentru ea. După 15 ani de experiență din hospitality, undeva în 2004 dădeam interviu pentru cele mai luxoase vase de croazieră și iată-mă în 2016 reîntoarsă în țară unde am hotărât să fac o reconversie profesională de 90 de grade. Iată-mă în 2017 absolvent a două cursuri la școala informală, primul de intro. Dacă nu făceam aceste cursuri, nu se uita nimeni la mine, practic o experiență zero în domeniul IT-ului. Aceste cursuri, bineînțeles că au fost rampa mea de lansare. M-am angajat foarte repede, relativ repede. În octombrie am terminat cursurile. În noiembrie mi-am pregătit CV-ul, care a trebuit cel mai mic detaliu să fiu atent la cel mai mic detaliu. În decembrie am început să particip la interviuri. Primul interviu, primul luat. Din prima, cum s-ar spune, Adina Pițul, mentor intro și software testing la școala informală de IT din Iași. Salut Iașiul, pentru că n-am făcut-o la început, acum mea culpa, vă rog frumos. Adina, spune-mi, te rog frumos, ce se întâmplă la cursul de intro de la școala informală de IT? Presupun că pentru cei care știu doar engleză, nu? Da, cursul de intro în IT este un curs pentru cei care... se gândesc că ar vrea să intre în IT, dar nu știu exact pe ce anume. Și atunci acest curs de IT vine în ajutorul lor să descopere cam pe ce ramură din IT ar fi mai potriviți. Pentru că, nu știu, poate sunt unii cursanți care mai au colegi, mai au prieteni care lucrează în testare. Și atunci se gândesc că vreau testare, dar poate ei de fapt ar fi mai potriviți pe programare. Sau invers, sunt care ar vrea programare, dar poate ei totuși au skill-uri care i-ar face mai potriviți pentru testare. Atunci noi la cursul de intro în IT le trecem prin bucățele din mai multe chestii din IT, astfel încât ei să vadă cam ce anume le-ar plăcea mai mult și pe ce s-ar potrivi mai mult. Bun, ca să înțeleg cum se întâmplă. Oamenii vin la curs și tu stai de vorbă cu ei, presupun. Sau pe la jumate îți dau seama, la sfârșitul cursului își dau seama, când își dau seama. Din primele două ore, eu mi-am dat seama, îmi place asta, mie îmi place asta, eu aș vrea să fac asta. Sau dă-mi un pic din bucătărie, din ingrediente, te rog. Aici depinde de fiecare. Structura cursului este să... prezentăm un pic ce roluri sunt în IT, apoi vorbim despre lucruri oarecum mai generale, despre aplicații, tipuri de firme.
mai și apoi intrăm în lucruri un pic mai detaliate despre algoritmi, despre bazele programării, discutăm și despre lucruri de bază din testare. Deci ei cam pe la sfârșitul cursului abia ar putea să-și dea seama cam ce anume le place. Pot să-și dea seama imediat ce nu le place. Deci după prima sesiune de JavaScript, să zicem, ar putea să-și dea seama că asta nu vreau. Da. Asta e o caracteristică umană. Dom'le, nu-mi place, dar ce-ți place? Nu știu. Toți știm ce nu ne place, dar ce ne place e foarte greu până ajungem să aflăm. La final, tot așa, la finalul cursului intro, dăm un test? Da. La finalul cursului sunt, de fapt, două teste. Unul din ce se face pe partea de programare și un alt test din ce se face pe partea de testare. Dacă nu mă înșel, programul educațional inițiere în IT este activ în câte orașe? În 7 orașe? Cred că da. Confirmă, Dan. 7 orașe. Confirmă Dan din cap. Salut, Dan. Salut, salut. Practic, cursul de IT, ca să rezum foarte scurt, e următoarea, îți răspunde la două întrebări. Unu, este IT-ul de mine? Și undeva la 25% din cei care urmează cursul își dau seama că nu e IT-ul de ei și atunci, de fapt, practic, el într-un timp rapid, în astea două luni, își dă seama încotro trebuie să facă o reconversie profesională dacă asta și-a propus. Iar dacă răspunsul la prima întrebare este da, IT-ul este de tine, care parte din IT? Și măcar aici poți să faci două, trei secțiuni. Zona de testare, zona de non-tehnic, zona de programare. După care, zona de programare, care? Deci, practic, în timpul cursului de IT, inițiere în IT, cursantul interacționează cu mai mulți mentori, fiecare pe specializarea lui, și încearcă să vadă ce i-ar place. Da? Pentru că e foarte important ca după acest pas, în următoarele 4 sau 5 luni de curs de pregătire sau specializare, să investească corect și judicios timpul și, bineînțeles, banii lui. Am înțeles. Adrian Moldovan din Brașov, mentor a Intro și IT for Teens la Școala Informală de IT din Brașov. E momentul să te urci pe scenă. Spune-mi, te rog frumos, după ce se termină cursul de intro, ne place foarte tare Java. Putem să urmăm și alte cursuri? Da, cu siguranță. În principiu, programarea înseamnă niște concepte pe care le poți implementa în orice fel de limbaj de programare. Cu alte cuvinte, ce înveți la intro, o să folosești mai departe, chiar și dacă te duci la testare. Noțiunile sunt comune. Doar că, să zicem, direcția în care te duci este specifică. O să folosești tehnologii care sunt mult mai eficiente să realizeze ceva într-o anumită direcție și mai puțin eficiente să realizeze lucruri într-o altă direcție. Și aici este, să zicem, prima întrebare, de fapt nu e chiar prima, e a doua, a treia, pe care trebuie să o pui în momentul în care ajungi la sfârșitul cursului. Prima fiind, chiar vreau să fac IT, chiar vreau să fac lucrul ăsta mai departe. Bun, dacă vreau să fac lucrul ăsta mai departe, în ce direcție mă duc? Ce aleg să fac? Ce este lucrul acela care mă face pe mine să merg mai departe? Că până la urmă eu zic că despre asta este vorba în grupa de intro. Să mă descoper pe mine, să văd ce este lucrul pe care îmi place să-l fac. Dacă se poate în fiecare zi, cu atât mai bine. Dar măcar de 2-3 ori, 4 ori pe săptămână. Pentru că ăsta la un moment dat va deveni un job. Și dacă jobul ăsta nu e... Știi, senzația de te trezești de dimineață și nu e așa de rău. Uite, mă duc la muncă și de-abia aștept să fac niște lucruri. Acolo trebuie să ajungem, de fapt. Știi că pandemia asta a scos la iveală un lucru foarte important. Ce bine era înainte și nu știam. Absolut. Cam asta e povestea. Acum că veni vorba, tu vorbești un pic din proprie experiență. Tu predai intro în IT la Brașov, dar mai știm că te-ai făcut programator pentru că atunci când erai copil credeai că un programator stă toată ziua la calculator și se joacă. Ai făcut facultatea de informatică, dar nu ai fost mulțumit cum se preda sau de profesori. Nu prea ți-a plăcut. Ai încercat tot felul de meserii, printre care și McDonald's. De 10 ani este antreprenor, iar compania lui de programare și de câțiva ani, ai compania ta de programare și de câțiva ani predai la Școala Informală de IT de la Brașov.
De ce predai? Hai că e o întrebare filozofică. Ai putea să-ți vezi de compania ta, de jocurile tale din spatele, pe perete acolo? În ultima vreme, da, am jocurile mele aici. Dar în ultima vreme mă joc din ce în ce mai puțin. Încă mă mai joc cu prietenii, dar cumva importanța jucatului este din ce în ce mai mică. De ce m-am apucat de predat? Cred că face parte din pachetul ăla de lucruri care mă definesc. Până la urmă, despre asta e vorba, cred, despre toată lumea. Găsește-ți lucrurile care te definesc pe tine și lucrează la ele cât de des poți și încearcă să devii din ce în ce mai bun. Am descoperit, așa cum sper eu că descoperă toată lumea care vine la școala informală, am descoperit niște pasiuni. Predatul a fost unul dintre lucrurile astea. E un challenge să vezi ce anume nu înțelege omul din fața ta și cum poți să-i prezinți lucrurile astfel încât să ajungi acolo, la mintea lui. Să vezi care e nivelul de unde trebuie să începi să-i predai și cum construiești pas cu pas fiecare, eu știu, element, fiecare concept. Iar la sfârșitul cursului, de multe ori vezi, sper că nu e un cuvânt prea mare, e o metamorfoză, se întâmplă ceva cu oamenii ăștia. Cei care își găsesc pasiunea, de obicei îi vezi, poate e prea mult zis înflorind, dar vezi în ochii lor acel licăr de vreau să fac treaba asta, mie îmi place lucrul ăsta, vreau să fac treaba asta de acum încolo. Probabil că pentru un trainer recompensa absolută este acel aha pe care îl spune fiecare cursant, da, acum am înțeles. Și vezi că începe să se ducă în direcția respectivă. Chiar vreau să te întreb, oamenii când vin în prima oră de curs, primele minute, când te întâlnești cu oamenii care au trecut de testul de limba engleză și sunt așa neîncrezători, cu umerii căzuți, vin din bănci, vin de pe vase de croaziere, din marketing, mai știu de unde vin. Ăsta e începutul. Și finalul? Îi vezi așa cu ochii strălucind sau altfel sau cum? Cei care rămân, de sigur. De fapt, e un pic mai mult de povestit despre treaba asta și îmi place partea informală din școala informală. Nu ne dăm seama, dar cumva școala ne induce niște comportamente, să zicem, pavloviene. Este incredibil să vezi cum oamenii, odată puși în bănci, indiferent că au 30-40 de ani, devin copiii aia de la școală, cărora le e frică să pună întrebări, le e frică să nu se facă de rușine, le e frică să nu pară ei rămași în urmă cu informațiile și primele cursuri fix despre asta este vorba. Despre să capeți încrederea oamenilor, să le povestești că tu ești acolo ca să le dai informații și că orice întrebare pe care ei ți-o pun, de fapt te ajută pe tine să explici mai bine lucrurile. Sfârșitul, aproape la fiecare curs, este încrederea aia pe care o are fiecare cursant că nu se poate întâmpla nimic rău, pentru că până la urmă chiar nu se poate întâmpla nimic rău. Se fac niște relații între trainer și cursanți care durează, sunt pe termen lung, se fac niște relații faine. Și noi ne bucurăm să vedem că oamenii cumva accelerează în direcția în care și ei își doresc. Vreau să urmărim împreună acum un material de la ProTV, după care revenim, cum s-ar spune, în studiouri, pentru că sunt mai multe, fiecare în studioul lui mic și iată în studioul nostru mare de la Școala Informală de IT, Digital Job. Ana Maria a lucrat timp de 5 ani pe platforme petroliere, în Brazilia și Columbia. Apoi? În 2014 a început să vină criza. În 2015 deja îmi pierdeam locul de muncă. Era clar că venise vremea să mă reprofilez. După ce am terminat, am început să arunc cu CV-uri pe toate, am luat toate firmele la rând. Într-o lună deja începusem să merg la serviciu. În plus, cei care participă la cursuri au posibilitatea să facă o specializare, fără studii pe termen lung. M-am angajat în timp ce făceam încă cursurile, fac web development. Este o cerere din ce în ce mai mare de IT și pe piața muncii. Partea de învățământ formal nu reușește să acopere această cerere.
Cătălin Mihacea din Sibiu va preda intro. La Sibiu este un om cu experiență în IT, a lucrat în industria de programare, știe precis care sunt problemele cu care se poate confrunta un om care își dorește să facă reconversie profesională. Care sunt problemele, Cătălin? Salut din nou! Salut! În primul rând, încrederea, după cum a menționat și colegul meu, Adrian, încrederea în sine. Faptul că faci o schimbare în viață, unii dintre ei la o vârstă înaintată. Și asta, de asta suntem noi aici, să ne asigurăm că, în primul rând, îi ajutăm să aibă încredere în ei, să-i ajutăm să ajungă din nou pe băncile școlii, să fie aproape de noi și să fim lângă ei mai mult decât doar un profesor, să fim un mentor, să fim un coach pentru ei. Și cumva să-i ducem către o direcție pe care ei și-o doresc mai departe. Dar din cel în ce mai mult, încrederea e cel mai mare aspect, pentru că au făcut o direcție, au luat o decizie în viață și la un moment dat se gândesc să facă altceva și e nevoie de cineva să-i asigure că încă pot și sunt capabil să se ducă către o direcție nouă. Cătălin, pe tine te văd un om liniștit, calm, foarte calm. Ai avut cursanți sau ai avut oameni cu care o să lucrezi sau care, mă rog, cu care te-ai întâlnit în domeniul ăsta, care te-au scos din sărite? Evident, am fost pus în situații de genul ăsta, dar în ultimii 2 ani de zile, norocul meu a fost că am reușit să predau copiilor informatică, Scratch mai precis, copiilor din clasa 4-a, împreună cu alți colegi pe care în momentul de față suntem și mentori în școala informală de PCBU. Și este în momentul în care predai unor copii informatică într-o clasă, într-o sală de clasă, și în care unii dintre ei doresc să devină white hacker, ăsta era un răspuns pe care l-am primit la un moment dat de la unul dintre ei, te obișnuiești cu partea aceasta, te obișnuiești să-i ajuți și ai fi uimit că în momentul când le stârnești pasiunea, atât copilor cât și adulților, reușești să ajungi la o linie, să ajungi la un punct comun cu ei. Sunt oameni care sunt foarte stresați și reticenți când vine vorba și mi se pare până la urmă normal. Ai făcut mai mult sau mai puțin aproape viața întreagă, ani și ani de zile, o meserie. Acum deodată vezi că meseria aia, din rete motive, te nemulțumește, nu mai merge, ți-ai pierdut locul de muncă, s-a închis, a venit pandemia, whatever. Trebuie să schimbi locul de muncă. Ți s-a prăbușit cerul în cap și e o teamă de a face pasul ăla. Reconversie profesională sună foarte tehnic, sună neuman, sună modul 1.0. Vă rog să mă iertați voi, cei care lucrați în domeniu. Ce ar trebui, cum ar trebui tratată povestea asta, care până la urmă pare un pic psihologică, știi, până faci... Da, aici eu sunt adeptul de a aduce umanitatea înapoi în business, în zona de business și în ceea ce facem toți zi cu zi. Chiar în momentul de față am un prieten apropiat cu care tocmai a trecut, trece printr-o situație de genul ăsta. Și ce e important, și de asta suntem noi, avem mentorii, sunt oameni care au foarte multă experiență, nu experiență din punct de vedere tehnic, dar și experiență din punct de vedere al omului, al părții de inteligență emoțională de care se povestește foarte mult. Este important să fii lângă om, este important să-l asculți în primul rând, da? Să-l asculți, să înțelegi problemele, să vii cu soluții, să-i recomanzi lucruri, să-i recomanzi, să se dea niște cărți pe care poate să le citească, niște lucruri care să-i genereze din nou faptul, să-i aducă acea încredere în sine, care este foarte, foarte important în situație genul ăsta. Încrederea și să fie aproape de să vadă că are, să simtă că are un sprijin lângă el. Și de asta suntem noi ca și mentori acolo, să-i sprijinim. Astea sunt de fapt întrebările pe care le primim foarte mult. Oare eu la vârsta mea pot să mai fac o schimbare? Da, să facem o schimbare. Nu este problemă de voință, este problemă de voință, este problemă de dedicare. Și cu efort depus se poate orice. La fel ca și mine, la 40 de ani am decis că vreau să merg către o carieră în care să fac și zona de educație, da? Să devin profesor. E bine, se poate.
se poate. Și mai ales că până acum două săptămâni am fost și student într-o altă școală. Deci se poate să fii și de cealaltă parte a catedrei, adică să fii în bancă la orice vârstă și să fii acolo, să depui efort, să-ți petreci weekendurile, să depui efort și se poate. Cu efort, cu încredere și cu dedicare se poate. Avem niște prejudecăți noi ca popor. Voi, cum să fiu student la 50 de ani? Americanii de ce pot? Pe bune. Noi de ce nu putem? Adică nu mi se pare nicio rușine să merg la un curs la 50 de ani. Că veni vorba. Cine mă ajută să-mi spună cam care sunt limitele de vârstă pentru nu numai cursul de intro, dar în general cursul de intro sau să fii cursant la școala informală de IT? Da, așa este. Avem niște prejudecăți. Aici puțin mai mult, chiar am învățat în ultima perioadă, suntem destul de negativiști în loc să fim pozitivi în ceea ce în gândire, în ceea ce facem. Chiar acum citesc o carte interesantă a lui Dalai Lama, Puterea Binelui. Trebuie să gândim pozitiv și ține foarte mult de educația noastră și aici suntem, de asta suntem noi cei care, mentorii, care să vină să susțină gândirea asta pozitivă. Mai mult, de ce pot americanii? Foarte bine, de ce? S-a și văzut, cred că la Olimpiada de Matematică, la un moment dat, în care noi găseam scuze, că oamenii nu erau foarte buni, n-au reușit echipa noastră, dar în schimb americanii au reușit în câțiva ani pentru că au pus accent pe altceva. Au pus accent pe dezvoltarea emoțională. Mai mult decât orice. În momentul când ești foarte puternic emoțional, o să poți să reușești orice. O să poți să reușești în momentele de criză, în momentele critice. Ceea ce noi nu am pus accent, nu punem accent în educație. Și ăsta e și un aspect în care cumva școala informală se diferențiază, pentru că se pune accent nu doar pe zona de pregătire tehnică, se pune accent pe zona de teorie împreună cu practică, împreună cu dezvoltarea pe zona de soft skills, ceea ce menționa colega mea Alina mai devreme, da? Dezvoltarea aceasta din punct de vedere a părții emoționale, care este importantă, mai ales într-un mediu IT, în care ai de-a face cu foarte mulți colegi din foarte multe culturi. Mens sana in corpore sano rămâne valabil și în ziua de astăzi. Mai întâi mintea și când spune mens sana și corp, nu ne referim neapărat la corpul fizic, ci la restul celorlalte. Da. Întreg eu. Exact. Putem reveni puțin la partea de vârstă. Media celor care urmează cursurile școlii informale de IT undeva la 29-30 de ani. Dar am avut inclusiv la Iași, chiar la cursul de software testing, Adina, persoană de 50 de ani, un tip extrem de ambițios, care timp de 10 ani în mileniul trecut, în anii 90, a fost inginer de sistem. În prezent era vicepreședinte la o sucursală locală a unei bănci care s-a reorganizat și omul extrem de ambițios a trecut atât prin intro cât și prin software testing astfel încât să-și schimbe cariera. Deci eu cred în oamenii care fac acest pas spre conversie, așa cum spuneai tu, poate sună puțin cam tehnic, dar fac acest pas nu nevoiți de ceva ce i-a lovit acum, ci e parte dintr-un proces de lifelong learning, o chestiune în care ei sesizează anumite tendințe și încearcă să ia aceste decizii de a se reconverti din timpul în care încă sunt activ profesional. Nu așteaptă să-i lovească ceva și apoi spune ce soluție am la îndemână acum. Dan, dacă tot te-am prins, mai stai un pic, acum mie îmi vin idei și fluieră, trenurile trec. Neapărat pentru reconversie profesională trebuie să vin, dacă eu am o pasiune. Uite, mie îmi plac, sunt autodidact și îmi place, vreau să învăț să programez. Am voie să vin la cursuri, nu mă deranjează. Nu o să se uite mentorul la mine, bă, tu ești aici cu fițe, oamenii ăștia de lângă tine, uite, ei au probleme adevărate. Tu ai venit, ai și loc de muncă și vii să faci lucrurile astea de plăcere. Am voie? Am avut cazuri de antreprenori care aveau magazine online și au venit să facă cursuri de web development ca să știe ce să ceară echipii de development. Ei în continuare își păstra
funcția de antreprenor, nu vrea să devină programator, dar pur și simplu vroia să aibă același limbaj cu ei. Deci da, motivațiile sunt aceeași. Am avut tineri de 18 ani care încercau și cred că Adrian de la Brașov are programul ăsta de IT for Teens, în care ei practic se pregătesc și își consolidează cunoștințele de informatică în perspectiva urmării unei facultăți în acest domeniu. Deci fiecare vine cu anumite agende, să zicem, ascunse. Însă principala chestiune este faptul că s-au săturat de ceea ce fac, vor această pasiune de a se trezi dimineața să zică wow, vreau povestea asta. Și ăsta e driverul pe care toți mentorii din școala informală l-au. Acel telefon pe care îl primești seara și zici uite, am terminat cursul, am făcut încă 4 luni de specializare sau de pregătire și am deja 4-5 interviuri și probabil la unul mă voi angaja. Satisfacția asta nu se măsoară în bani. Că veni vorba de telefon. Ia uite, de exemplu, primiți telefon, dai sâmbătă, mă, ce mă caută ăsta la 10 seara? Voi de ce răspundeți la telefoane sâmbătă, că așa am auzit, la 10 seara sau duminica? Dina, tu faci cursurile, sâmbătă după amiază de software testing. Cum e să faci cursurile astea la ora 7 după amiază sâmbătă? Da, e inclusiv, nu știu. Pe da, bună, este foarte challenging. În momentul în care noi intrăm în relația asta, să zic așa, cu cursanții, da? ca și mentori, noi ne angajăm să fim acolo pentru ei atunci când au nevoie. Și dacă au nevoie la 9 seara, la 9 seara, dacă sunt disponibilă, le răspund să-i ajut, de ce nu? Și duminică. Și când au ei nevoie, da, le spunem că oricând pot să ne contacteze și noi, dacă suntem disponibili, bineînțeles, pentru că na, fiecare avem copii și, da, și în funcție de asta, da, dar când suntem disponibili, le răspundem imediat să-i ajutăm cu ce au nevoie. Eu am un feeling că Adrian Moldovan, cel care se juca în tinerețe, se joacă și în rețea cu cursanții lui. Am așa un feeling, diferite joculețe. E adevărat sau nu? Spune-mi, de curiozitate. Nu ne jucăm în rețea cu cursanții, pentru că nu mi-a cerut nimeni treaba asta, dar da, aș putea. Acum ne jucăm mai mult online, dacă ar trebui să vorbim despre partea asta de gaming. Hai să nu mergem în direcția asta. Da, o parte din lucrurile pe care le facem la curs sunt în direcția asta. Adică o să mă iau iarăși de școală, îmi pare rău. La școală lucrurile pe care le face, hai să vedem cum rezolv o ecuație de gradul 2 folosind un algoritm. Care nu este foarte interesant din punct de vedere al programării. Da, sunt niște principii pe care trebuie să le pui acolo. Dar ce ar fi să implementăm ceva de genul un joc de cărți? Care e mult mai legat de viața reală, adică de lucrurile de care te lovești mai des. Ok, nu neapărat jocul de cărți în sine, sper că nu te lovești foarte des exact de problema asta. Dar cumva poți să te legi de chestii mult mai concrete. Și de fapt despre asta e vorba în programare. Și asta e, cred eu, problema școlii în mod tradițional. Te învață niște chestii abstracte și conceptuale și dintr-o altă lume, când de fapt problemele de rezolvat sunt aici, lângă noi. Îmi trebuie cumva să-mi organizez, eu știu, agenda de întâlniri pe săptămâna asta. Îmi trebuie să-mi prioritizez niște task-uri. Îmi trebuie poate să automatizez niște lucruri care să nu mi-a mie din timp, ci să le dau unui computer să le fac, unui program să le execute. Ăsta este pasul în direcția în care trebuie să mergem. Și apropo de ce spuneai, nu văd de ce vârstă ar trebui să fie un criteriu. Nu ne lovim de lucrurile astea la 80 de ani, la fel cum te lovești și la 14. Asta vreau să te întreb. Dacă vine totuși cineva de 80 de ani, îl refuzați? Nu, eu sunt aici să învăț oameni informatică. Vârsta este irelevantă. Pasiunea, în schimb, este. Pasiunea este cea care face diferența. Vârsta este doar un număr. Absolut, doar un număr. Cursurile de intro. Cine dorește să-mi răspundă, este liber să-mi răspundă. Cursurile de intro, în momentul ăsta, cum se desfășoară? Suntem online? Vom intra în clase în curând? Vreau să mă înscriu la cursul de intro acum. Am văzut emisiunea Digital Job pe Facebook și acum vreau să mă înscriu. Pot să o fac? Hai, curaj! Să preiau eu? Sunteți cam nu vreau bancă. Să vorbesc prea mult. Da, suntem... Sunteți cam bancă. Eu sunt mentorul, sunt profesorul, vă văd pe voi în bancă
Și voi sunteți, cum spuneai tu, Adrian, mai devreme, oamenii stau în băncuțe, nu mișcă. Iată, fiecare mentor la rândul lui are un mentor, cum se spune. Exact. Alina, da. Te rog frumos, răspundem la întrebare. Dacă vreau să mă înscriu acum... Adi, pare rău, la următoarea promit că-ți cedez locul. Da, în acest moment cursurile de intro se desfășoară în mediul online live, adică exact așa cum suntem noi adunați astăzi aici pe Zoom, tot așa se strâng și mentori împreună cu cursanții lor, evident folosindu-se de mult mai multe capabilități ale Zoom-ului, apropo de sharing de documente și tablă virtuală și tot felul de alte minuni din astea. Revenirea la sală încă este în discuție, adică toată lumea e așa un pic pe vârful degetelor, pe vârful picioarelor, cum o să facem, pregătim, ne dorim lucrul ăsta, dar trebuie să vedem și în ce măsură putem face în așa fel încât să se simtă în siguranță atât cursanții cât și mentorii. Avem exact așa cum se menționa mai devreme, cursanți care, deși inițial au fost un pic reticenți la treaba asta, cum... online, ce-o fi asta. Acum au ajuns să le placă așa de mult încât își doresc să continue, chiar dacă se revine la sală, ei vor să rămână pe Zoom și hai să facem să fie bine. Da, încă ne gândim la strategii cum o să implementăm treaba asta, deocamdată suntem online live. Asta vreau să întreb, am mai apărut discuția într-una din edițiile trecute de Digital Job, dacă totuși îmi place atât de mult online, când o să înceapă cursurile. Poate vă gândiți în variantă unii să facem online și alții să vină acolo fizic sau să facem o bucată online și să venim fizic din când în când, nu? Da, exact asta lucrăm acum. Interesant aspectul ăla în care mentorul nu este în sală și doar cursanții și mentorul e online de vârf de munte, cine știe? Da, visați vârf de munte. Deja am văzut un film SF și omul, mentorul care era pe tabletă, nu l-am văzut bine la final de film. Mai bine să fiți acolo fizic, din când în când, aproape să le vedeți ochii, nu numai prin camere. Vreau de la final, în ordinea numerelor de pe tricou, începem cu Adina, Alina, Adrian și Cătălin. Pentru cei care privesc în acest moment Digital Job pe pagina Școlii Informale de IT, pe pagina de Facebook și pe toate celelalte pagini, un sfat dacă vor să vină la cursul de intro. Un sfat scurt. Adina. Sfatul meu ar fi să se gândească și să-și facă curaj să încerce. Da? Că în afară, cum spunea și Alina, investiția este de timp. Da? Și s-ar putea să merite în final, s-ar putea să merite această investiție, s-ar putea să descopere niște lucruri despre ei pe care nu le știau, să-și dea seama că sunt mai mult decât capabili să facă mult mai multe decât credeau că pot să facă. Da? Curaj că se poate. Jurul vostru vă spun că ce mă să faci tu chestia asta la vârsta asta? Nu-i mai băgați în seamă, nu-i băgați exact, în seamă. Exact. Eu am un exemplu, pentru mine a fost un exemplu de viață, ca să zic așa, o cursantă care a făcut cursul de intro, era ca și vârstă peste 50 de ani, atâta dedicare eu nu am mai văzut la altcineva până atunci. A făcut cursul de intro, recomandarea din discuțiile noastre de feedback între noi mentorii și ea, recomandarea a fost către orice direcție, pentru că avea skill-uri să meargă pe ce anume vroia ea să meargă mai departe. Foarte bine se potrivea în IT. A ales mai departe cursul de pregătire de .NET. A terminat cursul de .NET. S-a descurcat extraordinar de bine și acolo și acum lucrează într-o firmă ca și programator .NET. Da? Lăsați copii, se poate. Frații, lăsați părinții, lăsați bunicii să facă ce vor ei. Nu-i mai influențați că pot, că nu pot. Lăsați-i să încerce, lăsați-i să se lovească singuri cu capul de pragul de sus sau să se împiedice de pragul de jos, dar lăsați-i pe ei să vadă gustul. Nu știți voi că așa ar trebui sau nu. Iar voi, de partea cealaltă, nu-i mai băgați în seamă pe, da, pe cei care vor să vă influențeze. Alina.
Eu aș vrea să le recomand în continuare celor spuse de Adina să-și dezmorțească puțin limba engleză prin niște activități foarte funny și amuzante. Astea sunt niște recomandări pe care le fac și când ne întâlnim la interviu. Unul ar fi să se întâlnească cu prietenii și la un pahar de vorbă, că nu pot să spun altceva, să înceapă să vorbească pur și simplu în engleză așa, la nivel de hai să glumim, pentru că doar așa își dau seama că de fapt ei știu engleză, dar din cauza nefolosirii sau a temerilor se autodeclară că nu știu. Un alt ar fi să se uite la Netflix, dar filmele să fie cu subtitrarea în limba engleză, nu în română, ca să-și exerseze un pic partea asta. Și poate chiar să meargă un pic pe hai să-mi citesc mie ceva în oglindă cu voce tare, în engleză evident. Da. Deci aș marșa un pic. Asta e cumva pornirea. De acolo pornesc și pe urmă vin pe site, citesc informațiile, se înscriu, de acolo îi preluăm noi. Dacă îmi permit să dau un mic exemplu personal, din două puncte de vedere, la 50 de ani, acum un an, la începutul anului, m-am dus să-mi iau brevetul de marinar, în care toți au zis, bă, la 50 de ani nu te mai angajează nimeni pe vas de croazieră. Ei, iată că am intrat pe vasul de croazieră și stresul cel mare acolo a fost, trebuie să vorbesc engleză. Eram praf la engleză, dar pe vasul de croazieră se vorbea doar engleză. Așa că, transpirând în primele două săptămâni, după trei luni am constatat că nu mai am niciun stres, că engleza mea sună nasol, că e crăpată, că nu e crăpată. Încercați să fiți într-un mediu unde se vorbește mai mult engleză. Cam asta ar fi ideea. Completare la sfatul Alinei. Adrian, un sfat. Un sfat. Păi aș mai prelua din ideile de dinainte și din ce spuneai tu, apropo de vârstă. I-ai recomanda cuiva care are 60 de ani să nu danseze sau să nu picteze sau să nu sculpteze pentru că are 60 de ani? Codul, partea asta de coding, trebuie. Am avut impresia că ai vrut să zic. Partea asta de coding este o modalitate de manifestare a ta. Ok, luăm chestiile astea de ne gândim că la un moment dat o să avem un job în direcția asta, dar hai să punem un pic altfel lucrurile. Hai să punem pasiunea, să vedem dacă asta este ceea ce vrem să facem și după aceea rezultatul să fie un job în domeniul ăsta. Asta este recomandarea pe care o dau tuturor cursanților de la intro. Lumea asta IT este fantastică, are atâtea lucruri extraordinare și care așteaptă să fie descoperite și accesul la informație este nelimitat, absolut nelimitat. Ce te poate ajuta un trainer este doar să-ți arate direcția și apoi tu să te duci să descoperi toate lucrurile astea. Pune pasiunea întotdeauna în primul rând și rezultatele or să vină după aceea. Asta este pasiunea. Să lăsați pasiunea să vă conducă. Absolut. Și revin și spun, nu vă mai uitați la urâția de pe mantinelă care râd sau comentează sau au chestii de spus. Nici nu mai auziți. Ei sunt pe mantinelă, e foarte ușor să stai pe scăunel și să-ți dai cu părerea. Ce să spun? Dar să treacă în locul vostru, să facă. Comentatori sunt destui. Până mai, la urmă. Mai am o idee, scuze, dar e importantă. Ne e frică să nu eșuăm. Ne e frică să greșim și să spunem că nu e pentru noi. Dar de fapt procesul de învățare este o eșuare continuă și controlată din punctul meu de vedere. Înveți mult mai multe dintr-o greșeală decât din exercițiul ăsta de a fi mereu la înălțime. Dați-vă permisiunea să greșiți, să învățați, să vă ridicați, să mergeți mai departe. Cătălin Mihace. În primul rând, să lasă percepția la o parte. Deci, hai să lăsăm percepția la o parte, hai să lăsăm ceea ce zic alții despre noi. Hai să lăsăm puțin și trecutul la o parte și să ne gândim la viitor. Viitorul este totul în jurul digitalizării, automatizării și este foarte important să-ți formezi un ADN digital. Asta este și unul dintre motorurile școlii. Și cel mai important este să te gândești că nu ești singur. Ai acolo un grup de mentori, un grup de oameni care te poate ajuta să treci cât mai ușor prin problemele tehnologiei. Mulțumesc frumos invitațiilor de astăzi de la Digital Job.
Adina Pițul, Alina Pop, Adrian Moldovan, Cătălin Mihacea. Salut din nou la final Iașiul, Clujul, Brașovul și Sibiul și toate celelalte orașe din care ne urmăriți și poate chiar țări. Ne reauzim și ne revedem la Digital Job pe pagina de Facebook Școala Informală de IT și nu numai, peste o săptămână, vineri de la ora 13. Și am și eu un sfat de final, așa ca să rămână Savarina, un sfat scurt în câteva cuvinte. Be you! Fiți voi, nu fiți ceilalți. Bye-bye! Bye-bye! Mm.